Muzică și voie bună la Festivalul Plăcintelor de la Rudna Glava din Serbia, în cadrul căreia a participat Asociația Femeilor din Svinița, alături de primarul comunei Nicolae Curici. Buna colaborare dintre comunitatea sârbă din Svinița și cea de peste Dunăre se vede prin numeroasele proiecte de colaborare. Comunitatea din comuna Svinița își dorește să dezvolte legături strânse de prietenie și colaborare cu frații și prietenii din Serbia, dar și cu toate administrațiile locale din clisura Dunării, având ca scop comun dezvoltarea localităților și ridicarea nivelului de trai de pe ambele maluri ale Dunării. Astfel, în acest weekend, Asociația Femeilor din Svinița a participat la Festivalul Plăcintelor. Muzică și voie bună la Festivalul Plăcintelor de la Rudna Glava din Serbia, dar și multe plăcinte pe care femeile din asociațiile din Svinița le-au făcut cu mult drag pentru toți cei prezenți. Însă nu au venit cu mâna goală, au adus inconfundabila dulceață de smochine, dar și țuica de smochine direct din Svinița, vestită până peste Dunăre la frații sârbi. De asemenea, și în comuna mehedințeană Svinița, în fiecare vară se organizează Festivalul Smochinelor, un eveniment de neuitat cu tradiționale concursuri în care se premiază cea mai bună dulceață și cea mai bună țuică de smochine. Comuna Svinița este așezată într-o locație de vis, unică pentru frumusețile ei, la nivel național și internațional. Mai exact, un adevărat paradis care încântă privirile tuturor celor care ajung în zonă. Aceasta este pe mâini bune, întrucât la cârma primăriei se află primarul Nicolae Curici, care depune toate eforturile pentru dezvoltarea unui turism de calitate. Minunata comună mehedințeană este renumită și pentru evenimentele unice care sunt găzduite aici, festivaluri organizate ca la carte și zeci de înfrățiri cu localitățile din Serbia sau din clisură. Primarul Nicolae Curici este un păstrător de tradiții și își dorește ca acestea să fie păstrate din generație în generație.